Bun găsit. Ce sentimente vă încearcă la finalul acestui joc? În primul rând, un sentiment de ciudă cam la bătaie, dar per total sunt mândru. Sunt mândru de tot ce au realizat băieții, un sentiment plăcut. N-aș vrea să spun cum s-a câștigat acest play-off, adică cum am reușit să intrăm în play-off, pentru că i-aș deranja pe unii. I-aș deranja pe unii care fac mult mai multe sau investesc mai mult decât noi și atunci probabil aș deranja. Dar sunt mândru de ei, sunt mândru de băieți, pentru că au încheiat încă un an cu mine antrenor în primele 6 echipe ale campionatului. Nu pot să fiu decât mândru. Sunt acum supărat pe moment, pentru că am luat gol în minutul care l-am luat. A fost un joc ok, un joc frumos. Chiar dacă am venit cu mari absențe, cel puțin de când am început campionatul, am mai pierdut încă 7 sau fotbaliști pe parcursul acestui an. Fotbaliști care sunt foarte importanți pentru ceea ce vroiam eu și pentru echipă. Dar sunt mândru de ei, pentru că au depus un efort fantastic pe toată durata acestui campionat. Am reușit să facem mai multe puncte ca anul trecut în play-off, ceea ce spune foarte mult despre cum să fac lucrurile la noi la Botoșani. Ca sezonul următor să fie mai bine de atât, ce ar trebui să se întâmple? Mai bine de atât ce ar însemna? Un loc mai sus în clasament? Păi loc mai sus în clasament am luat anul trecut, un loc 4. Anul ăsta nu s-a putut. Gândiți-vă că dintre toate echipele, Botoșani este singura echipă care a pierdut jucători pe tot parcursul anului. Eu am pierdut Gazici, Ofosu, Câmpeanu, Keita, Rodriguez, Ascovski, Haruț. De unde să-i mai găsesc? Și mai pierdeți ceva? Se mai anunță vreo posibil plecare? Să mai pierd. Suntem singura echipă care de 2 ani de zile dăm jucători și suntem în play-off. În primul an a plecat un Golovka, un Soleidis, un Miron. Adică nu este ușor. Nu este ușor, că dacă aș găsi fotbaliști așa peste noapte, ar fi fantastic. Dar credeți-mă că am nopți când mă culc la 4 dimineața uitându-mă la 50-100 de fotbaliști. Și nu este ușor, este o muncă titanică pe care o fac de cel puțin de 2 ani de zile, de 3 ani de zile de când sunt la acest club. Tot pentru a încerca să găsesc fotbaliști pe care alții îi ratează și să încerc să-i aducem în prim plan. Și aducându-i și antrenându-i, după care să-i repunem pe făgașul normal, egal cu valoarea lor și să plece la mai bine. Mai vor străinii, mai ales străinii, jucătorii să vină la Botoșani? Păi, normal, de ce să nu vină? Uitați-vă că de la noi n-a venit niciun jucător de la o echipă mare din afară sau o echipă mare din România și să plece de la Botoșani, să plece la o echipă de Liga 2. Nu. Toți jucătorii care au venit la noi au venit în momente foarte proaste și au plecat la mult mai bine decât au venit. Deci n-are cum să nu fie Botoșani un club atractiv pentru jucătorii care au fost cândva talente sau speranțe și să vină să repună pe picioare. Eu întrebam în ideea de salariu, că nu vă permiteți să plătiți. De salariu, mi-e greu să vorbesc de salariu, pentru că... Cam care e media salarială acolo? Aș vrea să vă spun, dar n-aș vrea ca celelalte cluburi să-și bage unghia în gât. Pentru că investesc mai mult decât noi și au rezultate mai slabe decât noi. Și n-aș vrea să deranjez. O medie, 2.000, 3.000 de euro. Acolo. Media. Ne vorbim de medie. Da, în schimb, compensăm cu alte lucruri, cu seriozitate, cu mult suflet, cu unitate de grup, seriozitate maximă din partea patronilor, banii care sunt de luat, s-au luat întotdeauna. Deci n-a existat absolut niciun fel de problemă. În schimb, nu ne putem bate din punct de vedere salarial cu alte echipe. Uitați-vă ce investiții sunt la alte echipe. Dar avem și noi părțile noastre foarte bune, care ne fac să fim an de an în play-off, cel puțin de când sunt eu antrenor. Nu spun că va fi ușor la anul. Sunt ferm convins că va fi un an incredibil de greu. Liga 1 s-a completat cu încă 2 echipe foarte puternice, de tradiție, cu bugete normale pentru România, așa mi-aș dori să fie în fiecare an, echipe care își permit să plătească salarii decente, 6, 7, 8, 10, 10.000 de euro, pentru că așa ar crește nivelul și ar veni în România și fotbaliști mai buni decât, cel puțin valoric, decât ceea ce a fost până acum și normal că atunci și nivelul nostru fotbalistic va fi mai bun. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!